Având în vedere că licitația derulată de către Guvernul României, respectiv Ministerul Sănătății, referitoare la punerea în aplicare prevederilor ordonanței care se referă la uh, asigurarea de măști pentru persoanele, pentru o categorie de persoane vulnerabile din România, este contestată și nu este pusă în aplicare nici acum din luna iunie. Am discutat cu colegii mei de la Direcția de Asistență Socială din Primăria Municipiului Brașov și cu Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență și pentru a preveni răspândirea sau efectele coronavirus, am propus Comitetul Local pentru Situații de Urgență și de asemenea voi propune Consiliul Local în ședința de mâine. Un proiect de autorare privind achiziția de măști de către municipalitate, uh, pentru a asigura noi aceste măști pentru persoanele care se află în baza noastră de date de la Direcția de Asistență Socială. Estimativ sunt în jur de 6.000 de persoane care sunt beneficiare uh, ale acestor, ale acestei prevederi și vom asigura noi, sper eu, pentru un tip uh, cât mai scurt. Uh, posibil, până intră în vigoare prevederile ordonanței, să facem noi acest lucru din surse proprii și cred că este un lucru util, necesar și benefic la nivelul municipiului Brașov, având în vedere efectele pandemice care ne afectează pe noi astăzi în municipiul Brașov.